Luca are 4 ani și s-a născut cu o dublă malformație la urechea stângă. Nu are canal auditiv și nici pavilion. Ca să poată fi un copil normal, Luca trebuie să ajungă de urgență în Statele Unite ale Americii. Acolo medicii pot reconstrui canalul auditiv, timpanul și pavilionul urechii printr-o singură operație care costă peste 60.000 de euro. Îl putem ajuta cu toții cu un simplu SMS de 2 euro la numărul 8848. Ecografiile care au fost necesare, i-am văzut degețelele, mânuțele, creierul, chiar și creierul cum funcționa. Medicii au văzut că Luca nu avea urechea stângă abia la naștere. Am avut un șoc așa de mare că în momentul ăla am zis tot ce am văzut la ecograf nu mai este adevărat. După ce am plâns 2 ore, dar n-am plâns niciodată așa. Am plâns, am avut un prosop mare, l-am udat de lacrimi. Și m-am liniștit în momentul în care el a scâncit și zic. A urmat apoi multă suferință. Diagnosticul se numește microtie și atrezie stângă. Am văzut că se poartă și diagnosticul de agenezie. În loc de conduct auditiv are os și în loc de pavilion are un medic a spus că are un rest de cartilaj. Luca a avut mari probleme și cu urechea dreaptă. El a avut o otită care avansa, s-a agravat și el nu urla. Și a fost de acord să-l opereze atunci. A făcut după 3 săptămâni o altă otită. Ajunsesem așa într-o dorință de a pune un glob de cristal în jurul lui ca să nu se mai îmbolnăvească. Lui Luca îi se poate schimba viața doar în Statele Unite. Au venit medici din America, am rugat să-l consulte și pe el, au verificat tomografia, l-au consultat și i-au dat șansă 80% să capete un auz normal. Sumele pe care ni le-au furnizat medicii sunt de 73.900 de dolari. Depășesc posibilitatea noastră și a rudelor și a prietenilor și a tuturor. Și atunci am apelat la Fundația Mereu Aproape pentru ajutor. Nu știm cum să-i facem și lui o viață absolut normală. Putem fi și noi alături de Luca, donând pentru el 2 euro la numărul de SMS 8848 sau sunând la numerele afișate pe ecran din rețeaua RomTelecom. Puteți dona 3, 5 sau 10 euro. Donații se fac și în conturile Fundației Mereu Aproape deschise la BRD, în lei și în euro. Românii din străinătate pot contribui la salvarea lui Luca online sau prin PayPal. Orice sumă contează. Pentru mai multe informații despre caz, intrați pe site-ul Fundației Mereu Aproape.